Mandatul primarului orașului Rezina, ales pe 19 iunie, dar și ale consilierilor au fost validate. Aleșii locali s-au întrunit azi, 30 iunie, în prima ședință. Deci, domnul primar, mare situație, în succes, în activitatea voastră. Aș vrea să totalizez ce s-a făcut până acum în primăria Rezina și să ne trasăm căile pentru a face un program bun de lucru pentru prosperarea locuitorului oraș Rezina, Ciorna, Bășani, Stocnaia. Tot azi au fost constituite și fracțiunile Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Liberal Democrat din Moldova și Partidul Democrat din Moldova, în Consiliul Orașenesc Rezina. Chiar dacă reprezintă diferite partide, consilierii spun că au planuri comune de interes comunitar pentru următorii 4 ani de activitate. Noi nici într-un caz nu ne dezicem de aceleași propuneri care cu apă potabilă de calitate, cu aceeași sistemă de curățire a apelor reziduale, cu aceleași drumuri, cu aceleași ascensoare. Dacă va fi dorința celorlalte partide să conlucrăm, să mergem într-un pas, va fi foarte bine. Procesele cele care ne le-am pus noi pentru a moderniza și a face într-adevăr niște schimbări pentru oraș care ne le-am propus. Avem probleme cu apa, cu drumurile, toate le cunoaștem. Rezolvarea tuturor problemelor care sunt în teritoriul primăriei Rezina și suburbiilor. Asta e prioritățile cele mai strângent. În cadrul turului 2 al alegerilor locale generale desfășurate la 19 iunie, fotoliul de primar a fost câștigat de candidatul PDM Mihail Cebotar. Consiliul orașenesc este format din 9 consilieri PCRM, 7 PDM, PLDM 5, Partidul Liberal și Alianța Verde câte un mandat.